veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Astăzi vom parcurge cea de-a doua parte a lecției discuții cu cei 12 și vreau la început să ne reamintim în câteva idei ceea ce am împărtășit în urmă cu o săptămână. Domnul Iisus a oferit o parte prețioasă din timpul Său celor 12 pentru formarea lor. Am vorbit despre discuțiile referitoare la persoana Mântuitorului, care s-au derulat în trei etape. Mai întâi, până au ajuns să cunoască în mod definitiv că El este Hristosul. Apoi, a început să-i învețe despre lucrarea Hristosului. I-a pregătit pentru evenimentele de la sfârșitul lucrării sale, pe care nu le-au înțeles în definitiv decât în momentul producerii lor. Iar o a treia parte a fost rezervată discuțiilor de după înviere, ultimilor sarcini trasate de Mântuitorul la întâlnirea cu ucenicii, cu apostolii. Apoi am vorbit despre celelalte discuții administrative, pământești chiar, care au fost consumate în părtășia lor datorită nevoilor existenței, datorită derulării lucrării în cei 3 ani și jumătate. Și apoi am vorbit despre misiunea ucenicilor, despre felul în care Domnul i-a învățat și i-a pregătit pentru slujire, o adevărată slujire. Când ei se întrebau care să fie cel mai mare, Domnul era frământat să-i facă să înțeleagă cine trebuie să slujească cel mai mult. I-a învățat să fie foarte preocupați de lucrare și să o facă după parametrii înțelepciunii, pentru ca să aibă succes în ceea ce aveau de îndeplinit. Astăzi vom vorbi despre discuțiile doctrinare pe care Domnul și ucenicii le-au avut. Și vreau de la începutul acestei părți să fac mențiunea, pentru că eu m-am frământat de mai multe ori de-a lungul anilor de slujire, de ce cu unii pot să am discuții doctrinare și cu alții nu. Adică, sunt unii credincioși, predicatori, păstori chiar, cu care poți să discuți despre biserica de la ei, despre frații de acolo, despre mersul credinței în general, evoluția de pe teren, dar greu poți să intri cu ei să dezbați o temă din Biblie, ispășirea, evenimente apocaliptice. Nu sunt pasionați sau chiar dacă le discută foarte sumar, te lasă să crezi ce crezi, ei știu ce știu și nu pot să intre într-o dezbatere serioasă în care să fie sincer în a-ți expune ceea ce ei au înțeles, dar să fie și gata să primească dacă e vorba de ceva nou, să accepte și ei dacă în vreo privință nu au o înțelegere definitivă. Dar cât pentru mine, și se vede că și Domnul a practicat din plin lucrarea aceasta, era necesară, este o plăcere deosebită să pot deschide cu cineva un subiect pe o temă din Biblie. Uneori cu copiii, cu tineri, sau în familie, sau pe drum, la o întâlnire cu frații, cu atât mai important, să dezbatem diferite probleme, diferite teme biblice. Domnul cu ucenicii a discutat doctrinele fundamentale ale mântuirii prin credință, ale practicii vieții de credință, pentru că urma să fie redefinit legământul lui Dumnezeu cu oamenii, învățătura Domnului, devenită învățătura apostolilor, a luat locul vechilor reglementări ale Vechiului Testament, aspecte care și astăzi dau de gândit și frământă pe cei preocupați. Cât și ce din Vechiul Testament mai este în vigoare și ce anume a fost abrogat și este schimbat în învățătura Noului Testament. Să nu uităm că Domnul Iisus a spus în Matei capitolul 5, vorbind despre raportul vechiului cu noul, de la versetul 17 la 20. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să fi întâmplat toate lucrurile. Așa că cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oamenii așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Iată cât de atenți trebuie să fim și să învățăm ce spun aceste porunci. Că altfel riscăm să învățăm pe oameni greșit și să fim chemați cel mai mic. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare
în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci, învățăturile biblice au un efect primar, fundamental asupra trăirii, ceea ce determină mântuirea noastră. Vorbind despre învățăturile Domnului Hristos, trebuie să punem la loc de cinste pildele împărăției. Sunt peste 25 de pilde. Foarte interesant, pildele aveau două feluri de a le înțelege. Și vă citesc din Marcu, capitolul 4, versetele 33 și 34. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta. După cum erau ei în stare să-L înțeleagă. Deci Domnul uza de pilde pentru a ușura înțelegerea. Este ca și cum ai avea un prospect, o carte tehnică și ai avea și imaginea. Te ajută. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Deci două feluri de a înțelege, unul pentru mase le ușura înțelegerea, și un altul total, o înțelegere profundă, definitivă pentru ucenici. În discuțiile lor particulare, Domnul le interpreta pildele. Iar o explicație mai detaliată avem în Matei, capitolul 13, de la versetul 10. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Deci, pe de o parte, pildele ajutau la înțelegere, dar pe de alta, totuși ascundeau anumite adevăruri de unii și le erau descoperite doar altora. Deci era o transmitere codificată, transmisă chiar cu scopul ca unii să o înțeleagă și în același timp cu scopul ca alții să nu înțeleagă, în mod special secretele militare sau în alte domenii uzează de așa ceva. La fel sunt pildele. Căci celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. Deci, unii dacă aveau harul, dacă aveau inima bună, deschisă, înțeleptul, cum zice proverbe, mai primește și înțelesul pildei și află întregul rost și conținut al învățăturii. Iar cât despre ceilalți, care n-au harul, n-au deschiderea, rămân doar cu auzirea ei, dar poate rămân mai confuzi. De aceea le vorbesc în pilde, pentru ca măcar că văd, nu văd, măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit. Deci ei în adins sunt împietriți și împietrirea este o urmare a păcatului. Au ajuns tari la urechi. Și-au închis ochii ca nu cumva să vadă, adică nu vor să vină la lumină, rămân la întuneric și în starea aceasta nu pot să fie luminați. Nu îi ajută cu nimic pildele care de altfel la omenirea să îmbunătățească înțelegerea. 16. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroși oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Și să audă lucrurile pe care le-ați auzit voi și nu le-ați auzit. Deci, pe de o parte, neprihănirea, dar deși alții au avut-o, nu i-a ajutat, și pe de altă parte, harul, vremea care o trăiau, timp care cei din vechime nu l-au prins. Din aceste multe pilde, se poate desprinde foarte clar, sub diferite ipostaze, metodologia, raționamentul divin de instalare și acces la împărăție. Adică, cum aduce Dumnezeu împărăția? Cine are dreptul să intre în ea? Cum se poate să ajungi acolo? Oamenii erau frământați și întrebau unii, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Ferice de cine va prânzi în împărăția lui Dumnezeu, a strigat unul în Luca 14. Și pildele lămureau. De aceea Domnul spunea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. În altă parte, compară împărăția cu alte și alte lucruri. Vreau să vă rețin doar cu două pilde care sunt interpretate. Matei, capitolul 13. Domnul vorbește aici, de la versetul 3, pilda cu sămânța, în care se arată răspunsul oamenilor la propovăduirea cuvântului. Cum răspund? De moment și care este efectul în timp? Știți că unii resping imediat, alții au o bucurie de moment care le piere, alții rămân într-o stare duplicitară
și niciodată n-ajung la maturitate, iar o ultimă categorie prosperă din punct de vedere spiritual. Și după aceea Domnul ne-a spus pilda neghinei și a grâului, în care se definește un alt aspect. Ce se întâmplă cu binele și răul, sau mai exact cu cei buni și respectiv cei răi, care sunt pe terenul împărăției? Pentru că unii efectiv din împărăție, din șansa potențială de a intra în ea, de a fi în ea, vor fi dați afară. Iată ce scrie și în versetul 41. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce se vârșesc fără de lege. Și îi vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soare în împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să aud. Știți că slujitorii, îngerii, au cerut la un moment dat să smulgă neghină. Nu le-a fost dat voie să rămână până la seceriș, pentru că Dumnezeu va rezolva cazul în final cu o precizie desăvârșită și fără că răul să afecteze binele. Vă rog să reținem din pilde, în primul rând, cele care sunt tâlcuite de Domnul. Astea sunt clare, indubitabile, cât despre toate celelalte pilde. Pildele au o singură idee principală. Nu vă legați de toate amănuntele ca să nu influențați subiectul pildei, scopul cu care Domnul a spus-o. De exemplu, în pilda cu femeia care a pus aluat în trei măsuri, dacă ar fi să iei aluatul, el apare în Scriptură ca un aspect negativ. Și ai zice, și în părăția lui Dumnezeu se face cu aluat, oricum, numai să se mulțească. Dar nu aluatul este aspectul tratat în aceeași idee cum apare în alte părți, să se ferească de aluatul fariseilor, cărturarilor și al lui Irod. Acolo iese în evidență explozia, creșterea împărăției lui Dumnezeu. Sau în pilda cu bogatul și Lazar, iese în evidență faptul că oamenii au o singură șansă aici în viață și ea se consumă prin Scriptură. Că dacă ar fi să prindem aspectele secundare care sunt legate de lucruri practice, materiale, prin care ei puteau să-L înțeleagă, ce-ar însemna să socotim că toți mântuiții trebuie purtați în brațe de Avram și lui trebuie niște brațe lungi, lungi, sau că alți patriarhi n-au altă grijă decât să țină pe toți urmașilor în brațe. Evident că nu aspectul acesta este scos în evidență acolo, ci ceea ce Avram spunea, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Un alt aspect doctrinar din cuvântările Domnului, din discuțiile sale cu ucenicii, tainele hristice sau ipostazele lucrării Fiului Dumnezeu. Dar oricum, vreau să amintim în idee că Domnul Iisus Hristos îndeplinea și lucrarea preoțească. El era și jertfa. De aceea nu înțelegeau ei cum este Hristosul și mare preot, cum Hristosul se dă pe sine însuși să fie consumat, cum este deopotrivă și preot și jertfă. Cum este el și păstorul lui Israel, cum este și împăratul. În câteva alegorii, în mod special din Evanghelia după Ioan, Iisus vița, Iisus păstorul cel bun sau lucrarea cu ușa și oile, Domnul explică aceste lucrări care privesc tainele dumnezeiești care le-au ascunse în Hristos. Și vreau să vă citesc din aceeași Evanghelie, capitolul 6, deci Ioan, de la versetul 60. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Citim de la versetul 53. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mană pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Și oamenii n-au priceput. Era prea de tot. Și Domnul a repetat, trebuie neapărat să mâncați trupul meu, să beți sângele meu. Era o vorbire figurativă pe care Duhul lui Dumnezeu trebuia să le ușureze înțelegerea, la care
mintea nu era suficientă să priceapă. Și de la versetul 61, Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire, dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte. Deci ei aveau multe lucruri altele care nu le înțelegeau. Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus, eu sunt Duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine era cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă. Și acum de la 66 o discuție direct cu ucenici. Din clipa aceea mulți din ucenicii Lui s-au întors înapoi și n-au mai umblat cu El. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Iată că aceleași cuvinte pentru unii au fost o pricină de poticnire, un nonsens, încă o doctrină greșită, și pentru ucenici aceleași cuvinte au fost Duh și viață. Li s-au părut sevă dumnezeiască. Noi am crezut și am ajuns la cunoștință că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Ei ajunseseră să înțeleagă tainele acestea. Iată de ce vă spuneam că este necesar să ne aprofundăm în discuții doctrinare, să nu rămânem la lucruri superficiale. Dar dacă nu le pricepem pe cele superficiale, zice în Evrei, dacă din nou mai punem problema pocăinței, a faptelor moarte, când o să creștem și o să discutăm de cele desăvârșite, de imaginele Fiului Dumnezeu din Scriptură, de rolurile, de slujbele care El le are de dus, dacă împărăteasa din Seba, venită de la Solomon, s-a interesat de toate amănuntele de la palat, de felul în care se durau lucrurile, cum se făceau judecățile, n-ar trebui noi să fim mai interesați decât ea, de Domnul Hristos și de activitățile Lui, de cuvintele Lui, de rostul celor spuse de El? Și tot din aceeași Evanghelie, voi cita din capitolul 14, de la versetul 6, câteva versete, Iisus le-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iarăși o vorbire figurativă. Îl privea pe El. Cum adică este calea? El era o persoană. Păi chiar asta este calea, că fiecare om trebuie să devină ca și El. Și asta e modalitatea. Dar ajungi ca și El urmându-L și de aceea a folosit simbolul căii. El este adevărul, în sensul că toate celelalte noțiuni pot să aibă un conținut arbitrar, El este un adevăr unic, indubitabil. Și din 15 cu 1 citesc de asemenea. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește să aducă și mai multă roadă. Iată cum în această alegorie Domnul a încercat să-i facă să înțeleagă relația care trebuie să se statornicească între El și ucenici și relația care este între El și Tatăl și urmările acestei stări. Nu știu cât de clare ne sunt aceste lucruri. M-am apucat să mă uit căutând ceva peste o carte din domeniul medicinei și am încercat să înțeleg, dar la un moment dat am fost nevoit să abandonez, pentru că aproximativ 30-40% din termeni, din cuvinte, erau de specialitate și mi-ar fi trebuit tot la 4-5 cuvinte să iau dicționarul și am renunțat. Dar pentru unul care a făcut studii în medicină, el se duce cum citim noi pe ziar. Și toate au înțeles. Așa e și în Biblie. Dacă ești familiarizat cu aceste noțiuni, dacă termeni, ispășire, răscumpărare, har, termenii de la templu, termenii din Noul Testament folosiți de Domnul, îți sunt clare, totul este clar. Dar dacă nu, aceeași idee, poți spune ca și despre pilde. Cuvinte codificate, al căror înțeles nu-l prins, pentru că așa a rânduit Dumnezeu să lucreze. Și voi puncta în final o idee de ce face Dumnezeu așa. Că parcă uneori ne-ar fi mai simplu, mai accesibil să ne spun așa băbești, copilărești, să nu fie atât de complicate lucrurile astea. Dar dacă așa a găsit Dumnezeu cu cale, n-o să schimbăm noi regimul. Și așa o să rămână, trebuie doar să ne informăm și să ne specializăm, Doamne ajută-ne! În discuțiile între Domnul și ucenici, tot pe teme doctrinare, s-au tratat aspecte legate de viața socială, de trăirea cotidiană și rolul credinței în realizarea obiectivelor uceniciei. Din Vechiul Testament s-a profețit, cel neprihănit va trăi prin credință. Și Domnul Iisus a zis, în rugăciunea sa din Ioan 17, Tată, eu le-am dat cuvintele tale, ei le-au primit. Și când le-am dat, ei le-au înțeles. Cuvintele astea i-au scos din lume și ei trăiesc hrănindu-se cu ele, trăiesc conform acestor cuvinte.
Și acum ceva efectiv, practic, și nu greu de înțeles. Domnul Iisus i-a învățat doctrina disciplinilor spirituale și aici am inclus rugăciune, post, milostenie. În Luca, capitolul 11, ne este prezentat Domnul care se ruga într-un loc anumit. Ucenicii erau în preajmă și s-a deschis o discuție cu subiectul rugăciunea, la propunerea unui ucenic sau la cererea lui care a zis: Doamne, învață-ne pe noi toți să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: când vă rugați să ziceți, și urmează rugăciunea Tatăl nostru. Trebuie să recunoaștem că noi, fiind desprinși din bisericile seculare, am preluat sau am păstrat de la ei lucruri care nu trebuiau păstrate. Și n-am păstrat unele lucruri care sunt biblice. La capitolul rugăciune, la noi, mai puțin se învață oamenii să se roage. Se spune în general că rugăciunea e să spui sincer gândurile, dar omul nu poate să spună decât cât îl duce mintea. Și este nevoit tot Duhul Sfânt să mijlocească pentru noi, că nu știm cum trebuie să ne rugăm. De aceea Domnul și-a învățat ucenicii cum să se roage. De câte ori ați avut discuții în particular în care să vă sesizați unii pe alții și cei mai în vârstă sau surorile mai în vârstă care sunt datoare să învețe pe cele mai tinere, să ne învățăm cum să ne rugăm, să ne corectăm în rugăciunile noastre. N-a fost o dorință de neglijat. Domnul le-a răspuns și ei au învățat-o pe de rost, că de aceea e și scris în Evanghelie. Ba încă i-au reținut și altele din rugăciunile Domnului, cea din Ioan 17, altele mai scurte. Și în Vechiul Testament avem atâtea rugăciuni scrise. Să nu înțelegeți acum și să mergeți până în partea extremă. A, ne întoarcem înapoi la rugăciuni după cartea de rugăciuni. Nu asta, ci să ne calificăm în rugăciunile noastre învățându-ne, lăsând Scriptura să ne învețe cum să ne rugăm. Apoi, în domeniul postului, vreau să citim din Matei, capitolul 6, de la versetul 16. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii, care sluțești fețele ca să se arate oamenilor că postesc, adevărat vă spun că și-l-au răsplată. Ci tu, când postești, ungeți capul și spală-ți fața ca să se arate că postești, nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns, și tatăl tău care vede nascuns, îți va răsplăti. Și tot despre post, Matei, capitolul 9, versetele 14 și 15. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și au zis: de ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Iisus le-a răspuns: se pot jeli nunta și câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Iată că s-au confruntat pe tema postului și Domnul a prezentat, relund de altfel ce scrie în Vechiul Testament, cu alte cuvinte, ce este postul, o stare interioară de a te raporta la Dumnezeu, nu una exterioară. Exact aceeași idee din Isaia 58, să te arăți în afară și să nu fie o jerfire a omului fizic și a părții interioare. Iată că din cuvintele Domnului rezultă că postul se face după nevoie. A zis el: vor veni vremuri când vor fi siliți să postească. Și mai târziu amintesc apostolii în scrierile lor că erau deseori în posturi și în priveghere. Nu este rău să învățăm postul ca o disciplină, dar veți vedea că atunci când vin necazurile, vom posti ca atare. Și cealaltă disciplină, milostenia sau dărnicia, luate împreună, Matei, capitolul 6, de la versetul 1, luați seama să nu vă îndeniciți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminter, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagoși și în ulițe pentru ca să fie slăviți de oameni, adevărat vă spun că și-au luat răsplată. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Și o imagine directă în fața ucenicilor, Marcu, capitolul 12, versetele 43 și 44. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți în visteria templului, care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți ce au aruncat în visterie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămânsese ca să trăiască. A fost o lecție nu pentru toată lumea, nu puteau suporta încă, dar pentru ucenici i-a chemat: priviți, iată un model
desăvârșit, absolut, nu este cerut decât în situații speciale. Domnul doar la tânărul bogat a mai cerut să vândă tot. Dar aceste culmi trebuie văzute. De aceea, întrucât și astăzi este o vastă discuție pe tema de a da, să practicăm zeciuială, să adunăm bani la biserică, să-i dăm în altă parte. Domnul Iisus a extins noțiunea de a da, situând-o în mod sigur, net superioară zeciuielii, și în Vechiul Testament se dădea mai mult de zeciuială, erau alte daruri. Dar Domnul a pus accentul pe starea lăuntrică, pe atitudinea ta ascunsă, pe direcțiile în care vezi nevoia de a da. Spre deosebire de Vechiul Testament, se reorientează dărnicia pentru scopurile Evangheliei, pentru scopurile săracilor din câmpul Evangheliei. În Vechiul Testament avea o structură națională, statală. Acum, zice Scriptura, în Noul Testament, să ai grijă mai întâi, pe lângă familia ta, ceea ce a rămas din Vechiul Testament în vigoare, de frați în credință și apoi să te orientezi și să ții cont și de nevoile din societatea de afară. Iată că dacă aceste trei discipline fundamentale sunt bine înțelese, o rugăciune bine învățată, structurată, la timp, orice om evlavios să se roage la vreme, să se roage după un conținut complet și să postească după nevoi pentru el sau pentru alții și totodată să practice dărnicia care este pusă la loc de cinste în Noul Testament. Apoi Domnul i-a învățat cum să trateze problemele existenței fizice, ale condițiilor vieții. Sunt săraci, bogați și au discutat cu ucenici pe seama bogaților, pe seama săracilor. Domnul i-a învățat pe toți, dar veți vedea că în mod special i-a învățat pe ucenici. Citez din Luca, capitolul 12, de la versetul 22. Pentru că aceste lucruri trebuie să ne fie clare mai întâi nouă și apoi noi să le provăduim la cei de afară și ei să le primească. Iisus a zis apoi ucenicilor săi. Până atunci discutase cu o gloată de oameni ce era în fața lui. Probabil s-a retras cu ucenicii și le-a spus. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcăminte. Și le dă exemplu crinilor și al păsărilor. Și apoi, de la versetul 29, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută, Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ba încă, în asentiment, în acord cu ce am spus înainte, citim 33, vindeți ce aveți și dați milostenie. Asta înseamnă deasupra de orice zeciuială. Faceți-vă rost de punși care nu se învechesc, o comoară nesecată în cer unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și acest ultim verset se leagă și de bogăție. Deci ucenicii trebuie să trăiască într-o condiție diferită de lume. Lumea se frământă, e normal. Noi nu condamnăm frământările lumii, dar noi trebuie să avem o altă structură intelectuală în domeniul economic, pentru că avem o altă bază. Avem sprijinul în Dumnezeu. Și în al doilea rând, avem un alt scop. Lumea n-are alt scop decât bunăstarea materială. Pe când noi avem o altă țintă, ceea ce face ca frământările omenești să rămână pe un loc secund. Și de asemenea, Domnul i-a atenționat cu privire la bogății, la îmbuibări. Citesc din Marcu, capitolul 10, de la versetul 22. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi că de-a nevoie vor intra împărăția celor cei ce au avuții. Și ucenicii țineau cont de ce Domnul spunea și ce nu înțelegeau, spuneau, Doamne, asta nu pricepă. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, fiilor, cât de-a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lese să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Și cred că acest verset, că la Dumnezeu toate sunt cu putință, privește în mod general faptul că mântuirea este opera lui Dumnezeu și în mod special faptul că se poate chiar într-o stare de a avea ceva, că dacă nu ți se cere să dai jumătate sau să dai tot, poți să le ții, numai să fii darnic dacă ești cu cât mai bogat, cu atât mai darnic trebuie să fii. Asta trebuie să vezi și de la fiscalitatea unui stat. Cu cât ai venituri mai mari, cu atât impozitul e mai mare.
Cu cât cineva are venituri mai mici, cu atât se reduc. La stat se poate reduce să nu mai plătești nimic sau să-ți dea ei. La Dumnezeu nu se reduce să nu mai dai nimic, că trebuie să-ți faci și tu rost de răsplat. Doi bănuți și ăștia se socotesc în cifre absolute. Deci, pornind de la această învățătură, uitați-vă unde vreți în Noul Testament. Atât le-a fost de clar apostolilor, ucenicilor, că bogăția este un teren foarte vulnerabil și puțin propice intrării în împărăție, încât în tot Noul Testament bogații sunt avizați și preavizați. Să fie atenți, nu cumva să se înșele. De altfel, este în concordanță și cu ce zice înțeleptul, nu te chinui să te îmbogățești. Ucenicii nu-și pun toată inima în a avea ceva în a face. Dacă Dumnezeu îi binecuvintează, este o altă chestiune. Și aici rămâne același adevăr ca și în celelalte aspecte ce v-am spus până acum. Dacă Domnul vă face să înțelegeți, înțelegeți. Dacă nu, veți fi contrariați și veți spune acum cum îi. Nu mai muncim, nu ne mai preocupăm. Aici este înțelepciune. Vei munci, dar vei munci cum scrie în Psalmul 127, cu gândul la Domnul și la binecuvântarea care ți-o dă. Vei munci cerându-ți pâinea ca în rugăciunea Tatăl nostru. Și când îți vei primi banii sau Dumnezeu te va binecuvânta cu un salar, cu o altă formă de retribuire a muncii sau alte venituri, vei ști că vin de la Dumnezeu, vei ști cât să dai, ce să dai și vei fi liber. Nu te va marca averea obsedându-te, încrezându-te nea, ci dimpotrivă. Vei trăi lejer la gândul că Dumnezeu dă și Dumnezeu ne dă ceva mai mult în viitor, nu doar averea de aici. Ne dă împărăția, slăvit să fie El. De asemenea, Domnul a vorbit cu ucenicii despre problemele sociale, despre raporturile în care ei vor fi cu lumea. Toate trebuie dezbătute și în mintea noastră și înțelese. Și vreau să vă citesc din Luca capitolul 6. Din nou sunt cuvinte adresate ucenicilor și vă rog să faceți distinție în Evanghelii între cuvintele care Domnul le-a spus la toată lumea și cele care le-a spus strict ucenicilor. Este ca și cum ai discuta cu cei din clasele 1 și a 2-a, poți să le spui lucruri pe mărimea lor. Dar când discuți cu cei mai mari de la liceu sau de la gimnaziu, deja poți să dezbați lucruri mai profunde. 6:20, deci. Atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis: ferici de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Și aici, folosind din Matei, înțelegem că e o sărăcie în duh. Ferici de voi care sunteți flămânzi acum, dar și aici este și partea materială, pentru că voi veți fi săturați. Ferici de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Și acum uitați-vă de la versetul 23. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer, că și tot așa făceau părinților cu prorocii. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. 26. Vai de voi când toți oamenii vor grăi de bine. Deci nu doar aspectele economice sunt plinse, și cele de ordin social, fiindcă tot așa făceau părinților cu prorocii mincinoși. Deci pentru un ucenic trebuie să fie clar că în lumea asta vei rămâne neprețuit la adevărata ta valoare. Va fi fericit de tine prin prisma viitorului? Nu va fi fericit de tine aici. Nu o să-ți găsești aplaude în lume, aprecieri, împlinire. În schimb, lumea are acum cât are. Dar în viitor nu va mai avea nimic. Noi aici avem ce ne trebuie și în viitor totul. Ei aici au cât le dă Dumnezeu și în viitor nimic. De aceea să ne înțelegem statutul în afara lumii. Niciun credincios să nu pretindă drepturi. Asta nu înseamnă să nu ne bucurăm de legile care sunt. Dar nu drepturi egale cu a unui necredincios. Întotdeauna să accepte ideea că el va fi defavorizat. Că nu te poate lumea aprecia. Ar însemna că lumea nu mai este sub influența diavolului. Sau ar însemna că diavolul te agrează? Nu se poate. Împacă-te cu ideea asta. Că vecinii chiar dacă te salută, dar în mintea lor zic, a, pocăi tu. Împacă-te cu ideea că dacă ești tânăr, dacă ești la școală și mergi undeva, tu te poți afilia doar în mod restrâns cu ceea ce ei fac și vor fi atâtea lucruri la care tu vei spune, eu nu particip, îmi pare rău, asta nu-i pentru mine. Ei vor râde, tu te vei retrage deoparte. Acesta e statutul nostru și ne-l acceptăm în numele Domnului. Apoi vreau să observăm că în discuțiile între Domnul și ucenici, tot pe teme doctrinare, s-a vorbit despre evenimentele viitoare. Împlinirea planului divin, instalarea împărăției veșnice, sunt subiecte care trebuie să aibă un loc de frunte, un loc vast în discuțiile noastre. Cine nu discută despre împărăția lui Dumnezeu, nu știu cum se așteaptă la ea, nu știu cum se roagă și se zice, vie împărăția ta, când pe el nu-l frământă în discuții. Am observat din întrebările ucenicilor pe care vi le voi citi din Matei 24, că și ei au fost ca noi, fraților. Pe toți ne interesează viitorul, dar de regulă viitorul generației noastre. Prea puțini oameni se gândesc ce-o fi în generația următoare.
Acum oare se împlinește ceva? Și observați cum în plan apocaliptic fiecare generație a făcut uz de evenimentele din timpul lor, care au trăit în timpul comunismului, au legat apocalipsa de comunism. Și fiecare leagă evenimentele de ceea ce el trăiește. Este interesat de viața lui. E normal pe de o parte. Totuși, pe de altă parte, Duhul care în noi are și o bătaie mai lungă. Zice în 1 Petru că prorocii înțelegeau că unele prorocii nu sunt numai pentru viața lor, privesc viitorul. Și iată cum au întrebat ei, Matei 24, de la versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Că, sincer vorbind, pe toți ne încântă ideea când avem câte o clădire frumoasă, nu? Chiar dacă nu era a lor, dar puteau și ei să se adune acolo. Și într-o vreme s-au și adunat și după ce Domnul s-a înălțat la cer. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte. Iarăși o discuție doar între Domnul și ucenici. Și i-au zis, spune-ne și gândiți-vă cu ce tonalitate, cu ce dorință au spus asta, ca și când se apropie copiii de tine sau tu de soție sau soția de tine și ai vrea să afli ceva, hai, te rog, spune-mi, dragă, sau spune mami, asta cum îi da, dar spune-mi, dar te rog, spune-ne, au zis ei Mântuitorului, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului viacurilor? Cum va fi? Când va fi? Și în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 7, i-au zis direct Domnului. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta, asta e pentru generația noastră, ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră, știți, vremurile sau soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Dumnezeu controlează viitorul. Nu ne dă detalii de pline, ne dă doar detalii profetice. Și vreau să urmărim sub trei idei ce i-a învățat Domnul despre viitor. Anumite lucruri priveau viitorul imediat și s-au împlinit în anul 70, odată cu distrugerea Ierusalimului, când într-adevăr n-a rămas piatră pe piatră. Când cei din Iudeia, în momentul retragerii trupelor romane, pentru că s-a schimbat împăratul la Roma, au putut să fugă la munți și au scăpat. Cât despre ceilalți, a venit sfârșitul și au fost vânduți pe piețele de sclavi în Egipt. Au încercat ei mai târziu, anul 130-135, răscoalul Bați-Cozba, să facă ultimă încercare de instalare a împărăției. Moment după care numele Ierusalimului a fost schimbat în Alea Capitolia și a fost interzis evreilor să mai locuiască în Țara Sfântă. Totuși, ei și-au păstrat spiritul lor iudaic prin școlile mozaice care au fost înființate, în mod special cele de Jamia, prin rabinul Eleazar. Dar revin la ceea ce ne privește și pe noi de acum, că pentru noi au doar o însemnătate istorică cele petrecute și le putem privi ca o împlinire profetică. În trei idei prezentăm ceea ce Domnul a spus. Citesc din Matei 24, versetele 4 și 5. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți, și de la 22 la 26. Și dacă zilele ce n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acele vor fi scurtate. Adică cei aleși vor fi pecetluiți și sunt pregătiți pentru Domnul. Atunci dacă vă zice cineva, iată Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Că se vor scula Hristos mincinoși, proroși mincinoși, vor face semne mari și minuni. Până acolo încât să șele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte, deci dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duci acolo, iată-l în odăiți ascunse, să nu credeți. Deci va fi un risc major de înșelare pe fondul unei religii apostate care va fi activă, un fond major de înșelare. Va încă zice în Daniel într-o profeție similară, unii și din cei buni, din cei înțeles, vor cădea pentru o vreme. Atât de influente vor fi aceste învățături. Așa vor fi de bine ticluite și vor fi asociate cu semne și minuni, încât e un risc foarte mare să fim dus în eroare. Să nu-ți dai seama. De aceea rămână sesizarea Mântuitorului. Băgați de seamă. O a doua idee, în vremea din urmă, și asta se poate constata din plin, va fi o preocupare materialist-hedonistă, adică spre acumulare și plăceri. Dar totuși, pe un fond de neliniște, de frământare continuă, deși au oamenii mai mult ca mai demult,
tot nu-s mulțumiți. Deși oamenii au plăceri și posibilități să se distreze mult mai mult ca alții în istorie, tot nu le ajunge. Deși astăzi sunt atâtea plăceri, muzică, filme și câte, tot nu sunt fericiți. Deși au condiții inimaginabile pentru cei din istorie, din veacurile trecute, și tot n-au destul. Iată cum descria Mântuitorul aceste stări. Citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 21, de la versetul 34. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inima cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un las peste toți ce locuiesc pe fața pământului. Și întoarceți în urmă până la capitolul 17, să vedeți comparația care o face Domnul, de la versetele 26 la 33. Ce s-a întâmplat în zilul lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua în care intra Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilul lui Lot se va întâmpla ai Doma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. Deci o preocupare spre acumulare și desfătare. Dar tot nu-s fericiți, că fericirea o dă doar Dumnezeu. De aceea, în alergarea noastră spre împărăția lui Dumnezeu, să nu ne uităm înapoi ca nevasta lui Lot, că într-o zi oricum vom fi smulși dintre ele. Îngerii ne vor lua ca pe ei, e o imagine foarte asemănătoare. Nu după răpire ne vom uita noi înapoi, acum e riscul să ne uităm înapoi și să ne alergăm cu stăruință în alergarea ce ne stă înainte. Și în al treilea rând, în vremea aceasta este nevoie să ne preocupăm de lucrurile sfinte și să apărăm credința chiar cu prețul vieții pentru ultima generație. Iată ce spunea Domnul în Matei 24, revenind la cuvintele lui de la versetul 9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Nu îi va mai suporta pământul, pentru că lumea va deveni din ce în ce mai demonică. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor râi unii pe alții. Și de la versetul 13 și 14, dar cine va răda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta în împărăție va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Și întorc pagina și vă citesc de la versetul 44. De aceea și voi fiți gata, că și Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. De aceea trebuie să ne gândim ca să nu vină în ceasul în care nu ne-am fi gândit. Dar cum să stăm în așteptare? Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul lui, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Să ne găsească Domnul în lucrare și așteptându-l, și ne vom bucura de venirea lui. Aceste amănunte rezultate în discuția Domnului cu ucenicii sunt esențiale astăzi. O înșelăciune mare în domeniul religiei, o preocupare lumească excesivă și existența noastră trebuie să se vadă prin lucrare și prin apărarea adevărului. Și vreau să închei cu două idei, citind din Ioan capitolul 15, versetul 15, unde Domnul a zis ucenicilor săi: nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Despre sfârșitul lucrării Domnul a declarat: eu ce am primit de la Tatăl am împărtășit cu voi în discuțiile mele. Dar Domnul n-a discutat cu ucenicii decât ce puteau înțelege. Nu venise vremea să știe tot. Sunt atâtea alte adevăruri în Noul Testament care au fost descoperite după aceea. Așadar, studiul acesta din Evanghelie ar avea menirea doar să ne facă să înțelegem capitolul întâi, preocupându-ne de epistole unde sunt capitole următoare ale descoperirii lui Dumnezeu pentru noi. Citesc din 16 cu 12 și 13. M-am să vă spun multe lucruri. Dar, Doamne, ai zis că ne-ai spus tot ce știu de la Tatăl, mai încă altele? Dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Și pe măsură ce ne lăsăm călăuziți și trăim și creștem, El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Ba încă vă va descoperi lucrurile viitoare. Și gândiți-vă la Apocalipsa, de exemplu. Așa este și în viața noastră. Domnul ne ia de la nivelul zero sau ne scoate din tradițiile și conceptele noastre și ne tot învață adevărurile sale, cum să-L privim pe El, cum să ne raportăm la noi, la oameni, și ne crește. Dar trebuie multă discuție sfântă pe tema asta. La biserică fiți preocupați, cu Biblia în față citiți acasă, studiați, discutați când vă întâlniți, 2, 3, 4. Nu doar ce mai faci, sănătate, cum mai duci,
Scoate și o discuție pe teme biblice și veți vedea ce vom crește spiritual și cum ni se va forma mintea cu elementele sfinte, cum îl vom înțelege pe Dumnezeu, cum vom fi mai tari în trăirea noastră. Și ultima idee, citesc din Luca 11, versetul 52, prin discuțiile acestea, Domnul a înlocuit învățătorii legii care aveau cheia cunoștinței cu ucenicii. Cu noi prunci, care aveau să devină oameni mari pentru alți prunci. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, ați împiedicat să intre. Fără cheia cunoștinței nu se intră în rai. Și Domnul a luat cheia cunoștinței de la învățătorii legii, i-a deposedat de o slujbă care o aveau, nu uitați, prin învățătorii aceia s-au stabilit cărțile Vechiului Testament, canonul vechi testamental, dar atât a fost lucrarea lor, până acolo. Vai de voi, a spus Domnul, voi ați căzut într-o extremă greșită, interpretați rău Scripturile. De acum, lucrarea asta va reveni ucenicilor. Citesc din Matei, capitolul 11, versetele 25 și 26. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis, te laud, Tată, ai făcut o schimbare, fii bună. Pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Să ni le descopere Domnul și nouă? E un har dacă ni le va descoperi. Când alții se trudesc și sunt atâția foruri bisericești. Recent auzeam despre nu știu câți fizicieni se trudesc într-un laborator să afle ceva despre originea Pământului. Și noi ne adunăm 2-3 copii în numele Domnului și aflăm despre origine și despre sfârșitul acestei epopei. Toate acestea le aflăm de la Domnul. Să fim preocupați de ele și să-i mulțumim Domnului că a hotărât să ni le descopere. Amin. Slăvit să fie El. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.